Bucureștiul, așa cum arată în acest moment, a ajuns să ne modifice stilul de viață, să renunțăm poate la un serviciu mai bun, doar pentru că este departe, sau să ne mutăm copiii de la o școală care este poate mai performantă, doar pentru că facem 2-3 ore în trafic. Soluțiile mele încep cu dezvoltarea și punerea accent pe transportul public, pe transportul în comun. Am avut mai multe întâlniri cu managementul și sindicatele din RATB. Există potențial de dezvoltare. Această regie trebuie transformată în societate, pentru că altfel nu poate cum să preia întregul serviciu de transport public comunitar într-o societate, subliniez, 100% a municipalității, deci de stat, nu cum eronat au înțeles unii candidați, și anume că pledez pentru privatizarea societății. Este fals, au înțeles voit greșit, tocmai pentru a induce anumite informații toxice. În acest moment avem, din păcate, doar aproape 700 de autobuze în trafic și 300 sunt în parcare, în garaj, pentru că ele sunt folosite pentru piese de schimb, fapt inacceptabil, pentru că toate acestea ar trebui să fie în serviciul călătorilor. Prima măsură pe care o voi lua ca primar general este aceea de a îmbunătăți acest parc auto, această flotă, și anume sursă de finanțare directă pentru piesele de schimb, astfel încât să nu mai fie blocate aproape 300 de autobuze, repet, în garajul RATB-ului pentru a fi folosite pentru piese de schimb, deoarece aceste sume nu au fost acordate de către primărie. Știți că RATB-ul e subvenționat de la bugetul de stat. Bineînțeles că știu acest lucru, domnule Prelipceanu. Deci aveți nevoie de bani în plus. Vedeți dumneavoastră, banii unei companii, a unei regii, ca și bugetul unei familii, este important să fie prioritizat.